Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Simona Pomazan, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Este mare sărbătoare pentru întreaga suflare ortodoxă. Pe 14 octombrie, credincioșii o sărbătoresc pe cuvioasa Parascheva. În această zi sfântă, credincioșii de pretutindeni se roagă la Sfânta Parascheva pentru ajutor, sănătate și bunăstare. În data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Parascheva. Sfânta cuvioasă Parascheva este considerată ocrotitoarea Iașului și a întregii Moldove. Asta pentru că moaștele ei se găsesc la Iași de peste 350 de ani. Așa că în fiecare an, la 14 octombrie, mii de români merg în pelerinaj la Iași, fiind unul dintre cele mai mari pelerinaje. La Pitești, credincioșii au venit încă de la primele ore ale dimineții în lăcașurile sfinte pentru a participa la slujbă și a se ruga pentru bunăstarea și sănătatea lor și a familiilor lor. Sărbătoare mare trebuie să-mi ție toate familie. Este cea mai importantă? În 14 octombrie se respectă câteva tradiții și obiceiuri. De Sfânta Parascheva, tradiția populară interzice femeilor să facă treburi în gospodărie, să calce ori să coase. Se spune că dacă nu vor ține cont de asta, femeile se vor confrunta cu dureri de cap și de ochi. Nici bărbații nu au voie să muncească în această zi. De Sfânta Parascheva, o tradiție veche spune că printre bucatele de pomană este bine să se împartă și vin nou și must, dar și pâine, ori lipie și nuci. Sfârșitul de săptămână a fost unul plin pentru polițiștii mușceleni, asta pentru că mascații au fost din nou prezenți în urbea de la Poalele Mateiașului. Incidentele violente din ultima vreme au făcut ca cei din conducerea instituției să ceară sprijinul trupelor de intervenție rapidă pentru stoparea violențelor din oraș. Nu există sfârșit de săptămână fără ca mascații să intervină la Câmpul Lung. Vineri și sâmbătă, polițiștii de la biroul rutier și cei de la ordine publică, însoțiți de trupele de intervenție rapide din cadrul IPJ Argeș, au luat la puricat orașul. Toți cei care au fost depistați că au încălcat prevederile legale au fost sancționați contravențional, iar alții au rămas pietoni. Sâmbătă seara, polițiștii au descoperit o șoferiță care conducea un autovehicul care avea ITP-ul expirat de peste un an și jumătate. Tânăra a fost sancționată contravențional, iar polițiștii au reținut plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului. Tot sâmbătă seara, un individ a fost condus la poliția Câmpul Lung pentru că ar fi amenințat oamenii pe stradă cu un cuțit. Acțiunile de patrulare pentru prevenirea faptelor antisociale de pe raza de competență a polițiștilor mușceleni vor continua și în perioada următoare. Neatenția putea să-l coste viața. Un bărbat din Câmpul Lung a vrut să traverseze strada prin loc nepermis și fără să se asigure și a fost lovit de un autoturism. Totul s-a întâmplat pe un bulevard intens circulat din municipiul Câmpul Lung, bulevardul Ion Mihalache. Din câte se pare, bărbatul ar fi așteptat să treacă un autoturism, după care a traversat fără să se mai asigure, moment în care a fost acroșat de o a doua mașină condusă de șoferița din București. Omul a fost trântit la pământ, însă nu a suferit vătămări corporale, motiv pentru care a refuzat transportul la spital. La fața locului au ajuns echipajele SMUR, dar și polițiștii biroului rutier Câmpul Lung. Oamenii legii au început cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc accidentul. Ediție de contare a probelor, nu se poate așa ceva. E bun, deja mi-a plăcut. E un drum tot, la sângă. Polițiștii au stabilit că pietonul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Avea o alcoolemie de 1,08 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferița nu consumase alcool, în cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Mai multe familii din Vaideieni, județul Vâlcea, au avut parte de una dintre cele mai mari bucurii din viața lor. În doar 5 zile, Habitat for Humanity România, prin voluntarii și partenerii săi, a construit 10 case pentru aceste persoane care locuiau în condiții greu de imaginat. Habitat for Humanity România a deschis în urmă cu o săptămână șantierul din Vaideieni și a început construcția de locuințe pentru 10 familii care trăiesc în condiții greu de imaginat. Timp de 5 zile, 450 de voluntari au lucrat la ridicarea locuințelor în cadrul evenimentului de construire accelerată și voluntariat Big Build 2019. Așadar, pe șantierul din Vaideieni au venit voluntari din toate colțurile țării, dar și din Statele Unite ale Americii și Canada, pentru a da o mână de ajutor celor 10 familii din comunitate. Familiile care se vor muta în noile case locuiesc în prezent în containere sau case construite din materiale improprii, în condiții extrem de dificile. De asemenea, membrii celor 10 familii au lucrat în fiecare zi alături de voluntari la construcția propriilor case.
Prin acest eveniment, Habitat for Humanity România marchează Ziua Mondială a Locuirii și atrage atenția asupra dreptului fiecărei persoane la o locuință decentă. Foarte mulți români au răspuns apelului Habitat for Humanity România cu sume de bani, materiale de construcții sau servicii. Printre voluntari s-au numărat și campioana olimpică la judo Alina Dumitru, actrița Tania Popa, dar și alte persoane cunoscute. Proiectul inițiat de instituția prefectului în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, intitulat Intră în joc, câștigă sănătatea, continuă să fie implementat în teritoriu. Acum a ajuns la Bradu. Aici s-au desfășurat jocuri de handbal feminin și masculin, respectiv jocuri de fotbal feminin, dar a avut loc și premierea celor mai buni sportivi. Proiectul sportiv ce poartă denumirea Intră în joc, câștigă sănătatea, inițiat de instituția prefectului în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, a ajuns și la Bradu. În această localitate, atenția tuturor a fost îndreptată către handbal fete și băieți, respectiv fotbal fete. Scopul acțiunii este acela de a atrage cât mai mulți elevi către sport, în sprijinul dezvoltării ariei de selecție pentru practicarea sportului de performanță. De asemenea, se urmărește educarea tinerilor către un stil de viață activ și îndrumarea lor către sportul de echipă. Vorbim de o acțiune care sper eu să devină de tradiție, vorbim de a cincea ediție a proiectului sportiv inițiat de către instituția prefectului Intră în joc, câștigă sănătatea. Avem angrenați, gândiți-vă, 3.000 de elevi de la nivelul județului Argeș, atât din mediul rural cât și din mediul urban, vorbim și de fete și de băieți, atât din mediul liceal cât și din mediul gimnazial. Cred eu că este o acțiune absolut de bun augur pentru antrenorii noștri care vor să-și îmbunătățească, dacă vreți, baza de selecție. Vorbim de o acțiune care se adresează în primul rând elevilor nelegitimați și este, din cunoștințele mele, unică la nivel național. Vorbim de o Dacia de la nivel local. Sportul are nevoie de gura aceasta de oxigen, sportul are nevoie de o masă mai mare de tineri care să vină către sportul de performanță. Și până la urmă și pentru sănătate, într-adevăr, pentru că sănătatea este bunul până la urmă cel mai de preț al tuturor. Ne bucurăm că am fost aleși ca și organizatori. La noi este a doua ediție, prima ediție anul trecut. Aș vrea să le mulțumesc prefecturii și inspectoratului școlar pentru această inițiativă de a organiza Cupa Prefectului. Am fost și noi alături de cei mici, le-am oferit din partea noastră câte un cor cu ciocolată și câte o sticluță cu apă. La Bradu, toți cei prezenți s-au bucurat de un moment special al micuțelor gimnaste, plin de grație, frumusețe și talent. Surpriza oferită de noi ca organizatori a fost această reprezentație pe care ați văzut-o și noastră, oferită de micuțele gimnaste din cadrul clubului sportiv. Olimpice și, înțeleg, premiate cu aur. Da, da, da. Și ne mândrim cu ele. Ionuț Badea, noul antrenor al echipei FC Argeș, își propune să-i readucă pe alvioleți în lupta pentru promovarea în Liga 1. Tehnicianul grupării din Trivale, care și-a intrat în pâine de câteva zile la echipa de fotbal a Piteștiului, vrea să ia lucrurile pas cu pas și și-a fixat deja primele obiective. Pentru început, Ionuț Badea își dorește să dea o mai mare consistență jocului, iar echipa să aibă o constanță în rezultate. Evident că așteptările sunt mari, atât în ceea ce privește faptul că am venit aici sau ceea ce dorește conducerea la finalul acestui sezon. Este un obiectiv asumat, nu neapărat impus. Este un obiectiv asumat de către toată lumea. E adevărat că sunt și realist în ideea în care nu este un lot pe care l-am format, este un lot dobândit. Aceste chestiuni se mai pot schimba, dar nu foarte mult în perioada din iarnă. Este o echipă care a suferit în vară foarte multe schimbări și a suferit la nivel de omogenitate. Undeva este explicabil din punctul de vedere faptul că echipa înregistrează niște rezultate bune, apoi există o cădere neavând constanță, constanță care ne trebuie foarte mult în atingerea unui obiectiv de anvergura celui pe care ni l-am ales. CS Mioveni traversează cea mai bună perioadă din istorie. Echipa este neînvinsă de 13 meciuri oficiale în acest sezon. Formația antrenată de Marius Stoica a învins cu 5-0 în deplasare pe Ripensia Timișoara și ocupă locul 2 în clasament.
Sâmbătă, galben-verzii și-au umilit pur și simplu adversarul Peripensia Timișoara chiar pe terenul lor și le-au administrat bănățenilor cel mai dur eșec de la reînființare. Galben-verzii au obținut totodată cea mai importantă victorie în deplasare din istoria recentă a clubului. A fost un 5-0 sec pentru argeșeni. Cu această victorie, CS Mioveni a acumulat 23 de puncte, a rămas pe locul 2 în clasament, dar a venit la 2 puncte de liderul Turis. Etapa următoare, una intermediară, Miovenul joacă acasă cu ultima clasată, Sportul Znagov, iar Turis are meci cu Uta. Echipa de basket masculin a Piteștiului a început cu dreptul noul sezon competițional. BCMU FC Argeș Pitești s-a impus cu 84-71 în confruntarea de sâmbătă din deplasare cu BCSCM Timișoara. Argeșenii au pornit ca din tun și au avut o primă repriză de excepție în care au marcat numai puțin de 49 de puncte. Piteștenii și-au continuat dominația și în partea secundă și s-au impus la o diferență care nu lasă loc de niciun comentariu privind echipa mai bună în această dispută. Cei mai buni jucători din tabăra lui Florin Nini au fost Devin Sursi, Danilo Tasic și Goran Gajovici. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale Antena 3 Pitești. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată cu informații noi. Vă aștept la următorul buletin de știri. Până atunci, rămâneți cu bine. Zi frumoasă să aveți. La revedere!